La Catedrala Arhiepiscopală din Galați, dar și în toate bisericile din Eparhia Dunării de Jos, a avut loc în ajunul Bobotezei, 5 ianuarie, slujba de sfințire a Aghezmei Mari, ce va fi împărțită credincioșilor și în ziua de Bobotează, 6 ianuarie, dar și în ziua Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie. În ajunul Bobotezei, creștinii s-au pregătit prin post și rugăciune pentru a întâmpina cu gândul și cu fapta bună binecuvântarea purificatoare și înnoitoare a Bobotezei. La Catedrala Arhiepiscopală, slujba de sfințire a Aghezmei Mari a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, alături de un sobor de preoți și în prezența numeroșilor credincioși ce au dorit să se bucure de darurile duhovnicești ale acestei zile. În cuvântul său de învățătură, înalt preasfințitul Casian le-a vorbit celor prezenți despre semnificația Bobotezei și a zilei din ajunul Bobotezei în care se sfințește Aghiazma Mare. Mai întâi de toate, Boboteaza înseamnă coborârea Domnului din peștera Betleemului în Iordan, unde s-a întâlnit cu Ioan Botezătorul, care a pregătit omenirea pentru curățire și spălare. Dar Domnul a venit să coboare în Iordan pentru a schimba firea apelor și pentru a ne da iertare de păcate și a ne boteza cu Duh Sfânt și cu focul ceresc al curățirii de toate suferințele, de toate păcatele și de toate bolile noastre. În această zi vin creștinii la biserică și participă la sfințirea cea mare a apei care se face în recipiente mari, cum se vede aici, dar pentru binele și păstrarea aghiazmei, ea se trece în sticluțe special pregătite. În eparhie avem mult, numai la Galați și Brăila, peste 100.000, dar mai întâi aghiazma se sfințește în recipiente mari și în văzul poporului se introduce în sticluțe și poporul poate să o ia apoi spre ce? Spre izvor de nestricăciune, spre dar de sfințenie, spre iertarea păcatelor, fraților. Ca în fiecare an, ziua de Bobotează va fi marcată la Galați, pe faleza superioară, în apropierea Bisericii Precista, prin slujba de sfințire a apelor, dar și prin ceremonia de aruncare a crucii în apele Dunării, Iordanul românilor, pentru a fi prinsă de credincioși și cei mai îndrăzneți și netemători în fața apelor fluviului. Mâine când mergem la botez la Dunăre, să venim cu aceeași bună cuvință, cum mergeau creștinii să întâlnească cu Sfântul Ioan Botezătorul și cu Iisus Hristos, care ne dăruiește izvor de sfințenie, dar de bucurie, dar de bucurie, izvor de nestricăciune, dar de iertare de păcate și tot folosul de trebuință și în special pace.